foarte mulți părinți ăștia din România sunt acuzați că își cam bat copiii. Ești, credeți că e și vina copiilor sau părinții sunt de vină? Cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta? Păi da, depinde de creșterea copiilor, cum i-o dă părinții. Da. Dacă părinții știe să-i dea educație bună la copii, copilul se poate îndrepta. Ce înseamnă bătaie copilul? Hai să comentăm așa. Părinții care... Am mai dat aseară un caz, domnule, că și-a bătut copilul taxul. Așa, fii și aia mângâia la cur. Care-i treaba? Ajută și mângâiatul ăsta la ceva? Da, l-ajută, pentru că dacă nu-l bați, dar nu știu, n-am definit bătaia, ce înseamnă să-l bați. Da? Eu nu știu ce înseamnă. Ce? O palmă, da? Uite, eu nu las problema asta cu bătutul copilului, că e o chestie familială, intimă, e jobul lor, da? Mai fac și boacări. Mai rințel de urei, dar nu bătaie cum a dat ăla la galați. Nu, că... nu halul la voi, mai ceri din el, mai faci observații. Bineînțeles. Apoi mă și în cap și nu mai te înțelegi cu el. Cum sunt copiii din ziua de astăzi? Păi, eu am nepoțică, nu am cu mine, cum să fie? Ca toți copiii, ce voi ați fost altfel? Nu. Sau noi am fost altfel? Nu, nene, n-a fost nimeni. O palmă? E, mai în glumă. Învață ceva copilul, dacă știm cum să dăm palmă? Să știți că învață. Eu am învățat. Ați învățat tatăl noastră sau cine? Da, tatăl meu. Când mai greșea câte ceva, mai mă pedepsea. Și când luați o bătaie de asta, stătea să vă gândiți de ce am luat bătaia sau cum vă ajuta? Da, 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 da. Mă gândeam. Am greșit. Păi, orice copil greșește. Bineînțeles. Dumneavoastră, ați dat în copii? Eu nu. Noi, în România, nu prea s-a întâmplat așa ceva. Ai dracul că mă uși o latră, numai în alte probleme. La noi nu există așa ceva, mai frate. Spune și noastră, de ce... Ai ce dracul pe pământ? Eu astea cu evebușcul, cum îi spune, evebușcul. Vorbește pe ăla și noaptea tu dormi, muncești toată ziua și el noaptea să uită pe circul ăla. Pe Facebook? Pe Verbușc, cum îi spunea, Verbușc. Bucuria unui om, după ce se însoară, este copilul. Dacă ajungem în situația asta ca să ne batem copiii în halul ăla, de ce mai facem?